puternic, să ține la El din această viață, prin sora noastră, încredințăm pământului trupul ei, ca să se întoarcă acolo de unde a fost luat. Dar Hristos, Cel dintâi înviat din morți, va transforma trupul nostru umil, făcându-L asemenea trupului Său glorios. De aceea, să o încredințăm Domnului pe sora noastră, ca să o primească. Te rugăm cu umilință, Dumnezeule atotputernic. Doamne, îndură-te de ea. Hristoase, îndură-te de ea. Tatăl nostru. Dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.